Bun găsit! Mă bucur să vă am alături pentru o nouă ediție a emisiunii Croită pe povești. E luni 18:30 și așa cum v-am promis, ne vedem cu o nouă poveste frumoasă. De data aceasta am bucuria să am alături de mine o petroșăneancă venită de departe. Numele ei este Ruti Cusai și deși nu sună românesc, comunitatea noastră a adoptat-o cu totul și ea cu atât mai mult ne face mândri în ultima perioadă. Dacă nu știți deja despre ea, o să aflăm astăzi povestea ei, pentru că mă bucur să o am astăzi alături de mine, să aflăm tot ce ne poate spune. Ruti, îți mulțumesc că ai reușit să ajungi la emisiune, pentru că ești foarte încărcată în ultima perioadă. Bine v-am găsit, Oana! Mulțumesc frumos pentru invitație. Chiar asta niciodată n-am gândit că s-a ajuns aici. Deci, mulțumesc foarte, foarte frumos! Cu mare drag și aș vrea, Ruti, pentru cei care ne urmăresc astăzi, cred că de la primele imagini cu tine, lumea și-a dat seama că nu te-ai născut la Petroșani. Da. Tu ești de origine filipineză și aș vrea să-mi spui povestea ta, să-mi spui câte ceva despre țara ta natală, în primul rând. Deci, da, e care ai zis tu, chiar Ruti Cusai, Ruti e englezoi care să zic eu și Cusai care e ungurești și filipineză, îți dai seama. Da, și vine din Filipine. Mm-hmm. La noi e foarte frumos și la noi, calduros și oameni care foarte, cum să zic, prietenoși și din aia numai zâmbitoare, pentru că n-are problema, știi, dacă n-ai bani pentru mâine e așa, da. Și eu și cu familia mea trăim într-un sat care suntem cinci, am frați și doi frați și suntem trei surori. Și mama și tata are numai din aia urzie. Avem urzie nostru în spate, casa noastră. Așa, când vezi tu așa verdeață în spate și verdeață în față, așa trăim noi. Și eu m-am trăit acolo cu urzia, acolo unde un sat unde am făcut și școala, am făcut și facultate lângă satul nostru. Deci am plecat numai când am 22 de ani, când am făcut universitate. Atunci am plecat. Dar totuși, cred că de 22 de ani am trăit în Filipine cu familia mea și cu sora și frați. E frumos. Nu e mult bani, dar suntem fericiți, așa mi se pare. Pentru mine, care obișnuit deja cu viața simplu și viața, dacă avem noi orez astăzi, dimineața, până seara, avem noi de toate. Da? Avem noi mâncare pentru masă, orez cel mai important, suntem deja fericit. Da. Deci sunteți practic un popor care se mulțumește cu puțin, dar în același timp care se bucură de absolut orice exact. Are. Asta este. Vezi, pentru cineva din România, pentru cineva din Valea Jiului care se uită la imaginile din Filipine, pare că acolo este raiul pe pământ. Cineva care n-a ajuns acolo spune, Ruti, ce a pățit de a venit de acolo, din rai, în România? Și a ales tocmai Valea Jiului. Dacă stai să te gândești la această parte a peisajelor frumoase, pentru că este o țară și o zonă foarte frumoasă acolo la voi, exact cum ai spus și tu, plină de natură. Da, te-a făcut pe tine să alegi din tot ce ți oferea mapa mondul să alegi România? Nu chiar așa rai, cred că o zic eu. E, de fapt, am ajuns în țara asta pentru că după am făcut universitate, mi se pare că nu prea găsesc muncă acolo la mine, în Filipine. Și am zis că decât să stau eu acolo să aștept până să găsesc eu o muncă, hai că caut și eu muncă în altă parte. Dar cum nu e România din prima țară care am fost eu, că am fost și eu din Dubai de 3 ani și după aia am venit acasă și după iar...
Când încep eu, din 22 de ani am plecat la mine în țară, eram copil. Da, eram copil. Dar am curaj și chiar am umblat în țară fără griji, fără... Nu mă gândesc așa de ce s-a întâmplat după. Eu mă gândesc că, ia uite, mă duc eu acolo să caut o muncă, să am muncă și să am salariu lunar. Ai vrut să-ți depășești condiția de exact, acasă. Exact. Și am zis că dacă erau acasă, de fapt, sărăcie, zic eu... Da, acum așa? Că poți să faci și comparație, da. Normal că îți dai seama mai da. Bine cât de mare e sărăcia sau nu. Da. Și când am venit aici în România, îți dai seama că am venit așa, din primul rând, în București și după aia am venit în Petroșani. E nu că, pentru mine e mare schimbare este despre anotimpul, pentru mine din prima oară, pentru că aici e... frig, aici aveți iarna, aveți 4 anotimpuri și la noi în zona noastră numai căldura și ploios atâta. Și atunci mi se pare, pentru mine e foarte interesant că în prima oară și când am văzut-o că e ceva, cum să zic, zăpadă, băi, deci așa că mi se pare pentru mine, deci, wow, aici e cam poveste de fapt, e frumos. Deci cu despre muncă, mi se pare și despre muncă și chiar am ajutat foarte bine pentru familia mea. Sora mea a făcut și facultate, că eu am lucrat atunci. Și mama și tata până acum suntem dăm și trimitem și bani. Deci tu cu ce ai reușit să faci în România, ai reușit să-ți ajuți și familia. Exact. Deci nu e din zona rau și nu e zona... Chiar e... Țara asta, mi se pare, pentru mine e a doua pentru mine. E chiar aici am venit, a găsit inima, cum să zic eu. Ai găsit-o la propriu că te-ai căsătorit în România cu un român, așa că jumătatea inimii tale era de fapt în România și a trebuit să afli asta pe parcurs. Dar așa cum ai spus și tu, inițial ai locuit la București și apoi ai descoperit această zonă noastră a Văijiului, Petroșaniul, unde locuiești acum. Sunt curioasă, ai ajuns să simți aceste locuri ca și cum ar fi acasă, a doua ta casă, așa cum ai spus adineauri? Da, acum să zic eu că Petroșan, am ajuns aici în Petroșan, de fapt că în afară că asta e unde a născut și crescut soțul meu, e chiar aici e și chiar e Petroșan, e cam aproape de la mine. Din Filipine. Pentru că la noi este și verdeața, nu doar frig, da? Nu e frig, dar verdeața, da. E multă natură. Exact, mai aproape de natura. Și când suntem în București, dai seama că și eu nu am crescut din aia, din mare, orașul mare, că eu din sat am crescut. Deci așa m-am obișnuit cu liniște, m-am obișnuit cu oameni așa mai calm, mai și piața care e foarte aproape, transport care se ducă din așa... Poți să ajungi repede oriunde. Exact, și banii dai numai 2 lei și ajungi unde la oraș. Unde ai nevoie. Exact. Și chiar mi se pare pentru mine e foarte... tot ce ai nevoie. Da, e tot ai nevoie, într-un pachet mi se pare că... Uite, am luat soțul de aici... Am găsit și sucru și, cum să zic, cumnată și familia, chiar a doua familia, care mi se pare, nu s-a întâmplat din toată lumea, din pământul ăsta. Eu sunt foarte norocoasă. Mulțumesc lui Dumnezeu! Da, ce frumos! Cuvinte foarte frumoase. Vezi că povesteai cât de frumoase sunt locurile noastre, iar eu îți spuneam cât de frumoase sunt locurile de unde vii tu și, de fapt, fiecare dintre noi le vedem frumusețea din alte lucruri, exact. Din ceea ce găsim acolo, din oamenii pe care îi cunoaștem și din tot ceea ce ne înconjoară. Dar dacă ar fi să spui ceva despre ce îți place cel mai mult în Valea Jiului, că deja ai apucat să cunoști aceste locuri, care ar fi locul tău preferat de aici?
Din Valea Jiului îmi place când iarna, îmi place la noi în Părâng. Că acolo, din prima oră când am ajuns acolo, când am... Când ai mers la munte, Da. când ai urcat la munte. Și chiar e foarte frumos când se vede orașul din... Bă, deci, cred că de la... Am zis lui soțul meu, mă, asta cred că arată ca New York City, pe bune, așa că are cu lumina, e foarte frumos. Și piața care pot să găsesc orice, carne, pește, legume, fructe. Și oamenii e foarte... Nu că când am văzut pe altă, când fata foarte... fata care e nouă din zonă, știi? Nu că... Cred că are admirație din asta de nu știu unde, dar când încep eu să vorbesc limba română, zic că, ai, Doamne, ajută că eu fata asta știu să vorbesc. Dar mi se pare, mamă, deci foarte, foarte... Au fost buni cu tine și Da, da, prietenul da. și te-au primit cu brațele Da, deschise. asta Și e. nu te aștepta la acest lucru, ai crezut, cred că în București oamenii sunt puțin mai reci, că E, au da, tendința asta da, să fie da. puțin mai reci, dar aici așa și E crede grăbit, despre e noi. grăbit Da. oamenii de acolo, ai grăbit mereu, așa, zi de zi, așa, împingi pe tine, că nu că toată lumea, dar asta este. Tu ieși din orașul mai mare, mai multe oameni și... Și mai multe Da, posibilități și exact. întotdeauna se creează această Da, da, agitație da. în jurul lor. Da. Tu trebuie să fii pregătit oriunde te duci, pentru că nu știi tu cu cine sau cu... De cine o să Da, dai? exact. Deci, pregătire, lupta. Roti, știu, așa cum cei care sunt în apropierea ta, știu că voi aveți o comunitate micuță de filipineze aici la Petroșani și sunt curioasă dacă voi vă cunoșteați înainte sau v-ați cunoscut aici la Petroșani. Deci, scuze. Deci, când am venit aici din Valea Jiului, nu știam că este și filipineză aici. Da. Am văzut-o la Facebook unul care locuiește aici. Și atunci am zis că, ia uite, că e filipineză și în Valea Jiului. Îți dai seama, Valea Jiului are și filipinez. Și atunci când am venit noi, că trebuie să facem noi hârtie pentru căsătorie La la primărie. primărie, și am găsit un filipinez. Acolo la Da, primărie. acolo unde e zona de acolo, și am zis că, ia uite, asta cred că e filipinez. Păi noi, îți dai seama că noi arată ca un Nepal, arată ca un... Vă recunoașteți mai bine. Da, și de fapt când o folosim noi din aia cuvinte ca baian, care înseamnă cu community, la fel unde filipineză, așa, Da. dacă zic eu ca baian, înseamnă, dacă se zică și ea, da, înseamnă că Că suntem, sunteți din aceeași da, comunitate. că asta este cuvintul nostru care folosim. Și dacă zic tu ca baian și numai așa, înseamnă că nu e. Nu e La că noi se așa. spune Da. Constătean, dacă vine de la țară, Da. Constătean. Că te Din bate și același inima. sat. Că așa îmi bate inima. A, ia uite că asta e filipinez. Și atunci m-am cunoscut unul prima oară și după aia încă unul. Și am zis că, uite, eu sunt a treia de aici. Înseamnă că Deci tu nu ai e așa. venit ultima. Da, înseamnă că am venit eu ultima de aici. Și am zis că, nu e rău deloc. Că e... Acum mi se pare că deja e foarte frumos când te duci tu în altă parte din sat sau orașul mic, să vede că ai și filipineză. Păi știi că și român când te duci în alt oraș, când se vede, ia uite, e român, că Da, asta e e român, că, interesant, da, e exact. foarte interesant. Și Cu timpul atunci, v-ați împrietenit? da, și atunci, hai că ia uite, vorbim Facebook, hai ne întâlnim, și după aia atunci ne facem prieteni. Ce frumos! Da. Și am adus și sora mea până la urmă de aici, dar acum a plecat, dar nu mai este de aici. A plecat din țară sau nu mai e în Valea Și a Jiului? plecat din Valea Jiului și a plecat și în țara. Da? Da.
Nu se știe, poate se mai întoarce. Știi, de la noi o vorbă că dacă bei o dată apă din jiu, te întorci mereu. Dar la apuca să bea apă din jiu, poate mai vine. Da, și apa, îți dai seama că e și apa la Lewisburg foarte bună. Da. Ruti, ai vorbit foarte mult despre dorința ta de a-ți găsi un loc de muncă, despre dorința ta, în principiu, de a pleca de acasă pentru a avea o viață mai bună, dar prin muncă, întotdeauna să muncești, să găsești un loc de muncă tot mai bun. Care sunt locurile tale de muncă, joburile pe care le-ai avut în România? La noi în Filipine e cel mai rapid când te duci în altă țară să fii bună. Asta este oriunde te duci. Păi, și îmi zic, hai, uite, asta dacă îi dai primul viza, mă duc eu oriunde. Na, mă duc eu. Apoi asta rămâne eu. Asta am auzit că e Europa. Ha, e frumos! Dar nu știu ce, de unde România, că nici eu habar n-au. Și atunci m-am venit în România. Na, din prima oară am avut grijă de fetița, are cred că 2 ani și... Nu, 1 an și ceva, cred. Aproape 2 ani, da. Până la 3 ani. Da? Și după aia am plecat din Filipine și după 6 luni iar a chemat aia agenția? Aia care unde am lucrat. A, doamna la care ai lucrat, da. Și ai avea grijă de fetiță. Da, și ea a zis că, ia uite, am o prietenă care are nevoie de bună. Vrei să vii înapoi? Să vii înapoi? Și am zis că da, deocamdată n-am nimică și n-am plan să mă duc oriunde, încă deocamdată, și zic că hai că încerc eu iar. Și iar am venit 15 zile copilul. Mă, deci până acum, e acum deja are 9 ani. Așa de mic. 3 ani am stat cu ea înainte, și acum îți dai seama că are 9 ani. Și tot am legătura cu familia care a fost șef și chiar până acum suntem în relații bune. Da. Am plecat așa liniștit, am aia de inima foarte cum să zic, bucuros, pentru că până acum suntem foarte bine. Doamne ajută, și cu fetița păstrezi legătura, da, la vârsta la care deja scrie, da, pe telefon. Unul aia care din primul deja e mare. 13 sau 14 ani, mai știu, da. Și aia mică acum, aia mică care mai e 9 ani. Deci, da, foarte, foarte frumos. A fost ca și copiii tăi. Da, și am plecat acolo, 3 ani am stat acolo și atunci am găsit și pe soțul meu. Alta copilul meu. Da, mai mare deja. Da, mai mare, da. N-a trebuit să-l crești. Da. Dar ți-a plăcut să lucrezi cu copii? Aveai răbdare cu ei? Vezi că la noi e o mare problemă cu mămicile, că nu prea mai avem răbdare. Da. Ai avut răbdare cu copiii? Cred că atunci în zona mea de când am început aia de Bona, știi că am lucrat și la grădiniță 2 ani. Serios? Da, când am plecat acolo... Am căsătorit și după aia am lucrat la grădinița Ioanid acolo la București și am stat 2 ani. Și chiar în zona asta tot copil, dai seama că ești acolo grădinița de la mini-mica. Hai să zic, mini-mica, 2 ani și ceva până la 3 ani. Băi, deci nu mai pot, e copii mici. Da, și eu am avut la universitate cu educație de copii. Deci deja am și eu cum și cu fratele meu mai mic și sora mea mai mică. Atunci m-am început noi, că la noi în Filipine cu cine oare? Dacă mama e ocupat, eu care cel mai mare, a trebuit să ai grijă. Trebuie să am grijă de copii. De surori și de frați. De frații, da, mai mici. Deci eu deja acolo am început acasă de training asta de Bona, că na, eu mulțumesc lui Dumnezeu. Viața te-a învățat să fii Bona. Deci eu mulțumesc lui mama că atunci, ia uite, că te-a mai făcut frățioare, da, superioare să te ajute în acest sens. Acolo este, cum să zic, 100% training din aia, da, care da. Așa e. Da. Ruti, printre lucrurile despre care ai povestit că îți plac foarte mult în Valea Jiului, ai pus mare accent pe faptul că îți place că există piața.
că în piață găsești de toate și acest lucru probabil că și-au dat seama și cei care ne urmăresc, care are legătură cu faptul că tu ai o pasiune pentru gătit. Și dacă găsești produse proaspete, exact ceea ce cauți, iese mâncarea cea mai bună. Da. Ești pasionată de gătit din totdeauna, eventual le făceai mâncare frățiorilor tăi, apropo de ce exact. Am povestit mai înainte, da. Sau e o pasiune mai nouă? Deci când eram mică, despre gătit și din asta, și la noi în Filipine avem multe, multe legumile și, de, și aia proaspăt. Și aia cu gătit, eu atunci când eram mic, mama n-are din aia cu gătit-o, că mama e orez și gata și ce prăjiți de e bine. Dar tata cu carne și din aia, eu sunt mereu lângă el. Că el, de fapt, el nu se poate să gătesc fără nimeni lângă el, pentru că tu trebuie să ajuta. Să tai legumile, să... Ia uite, dai și mie așa, dai și mie așa. Deci cred că atunci să m-am... Ia uite, ca și eu... Și așa ai învățat. Da, să m-am învățat lângă el. Și când am avut grijă de copii, și eu gătesc mâncare copii... Zic că, bă, madam, hai, faci rute, faci și tu mâncare pentru noi, că ala... Eu îmi place la bucătăria, hai că bag la bucătăria și faci mâncare, da. Și chiar e la bucătăria și eu m-am relaxat când sunt la bucătăria. Asta e cam pentru mine, e pasiune. Da, pasiune și... E hobby-ul tău, relaxarea ta. Da, exact. Când, ia uite, caut eu ceva la Facebook sau oriunde. Da. Nu, când te uiți tu acolo, mamă ce bună asta, mamă ce oare, hai că să vedem ce-i făcută. Hai că mâncam și noi, iubire, ce mâncam de aia? Iubire, mâncam și noi din aia libanez, mâncam noi din aia chinezez, mâncam noi din aia din India, mâncam noi din aia, suntem... De toate! Da, deci, îți dai seama că soțul meu, dacă știți oameni despre soțul meu, e cam ceade din aia. E cam gurman. Da, îi place mâncare, da, îi place mâncare. A nimerit bine, ce să zicem. Da, chiar a nimerit bine și... E ajutorul meu la bucătăria dacă, e, dacă el e, nu e, nu e legat la munca, așa, și, și să vin și el acolo. Și ține loc, așa cum făceai tu cu tatăl tău, toacă, mi-adun, pune, da, 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 da. Cum tu... Dar nu prea, nu prea, eu să zic că iubirea, ia uite, taie asta cum așa, la la la, și după aia el placă, că eu nu, dacă eu gătit... Trebuie să prepare înainte și după aia eu gătit. Dar el nu stai aici ca să zică că câte sare pun eu, câte de așa. Nu, el. El tăia și după aia mă las pe mine. Da, și după aia gata, uite, mulțumesc. Da. Rudi, dar când ai venit în România pentru prima dată, ți-a fost greu să te acomodezi cu mâncarea noastră? Este mult diferit ce mâncai acasă față de ce mâncăruri ai găsit în România? Mi-e clar că toată lumea știe că în zona asiatică orezul e rege. Soia. Dar orezul ai găsit și aici, soia ai găsit și aici. Dar au fost lucruri pe care ți-ai fi dorit să le mănânci și nu le-ai găsit în România? Nu s-a întâmplat așa că vreau eu să mănânc ceva. Câteodată a fost atunci că eu de fapt am deja 12 ani în România. Și atunci din primul an sau doi, așa, nu prea găsesc oriunde să... Legume, eu am treabă cu legume. Bă, nu găsesc legume din asta care vreau eu, știi, că e din Filipine, sau fructe din aia. Dar după aia, deja m-am obișnuit cu mâncare de aici. Că eu, de fapt, pur și simplu, mâncare și aici, gătit, și chiar e foarte bun. Și am văzut-o că mânca și aici m-am obișnuit și mulțumesc lui Dumnezeu că eu am ajuns și în România pentru că am început să mănânc și brânză. Nu mâncai brânză? Nu, dar voi nu aveți brânză sau nu-ți plăcea? Are brânză, dar soțul meu zică că brânza e sintită și iubire mea, că nu e brânză adevărat. De, asta e brânză noastră. E... Nu e că brânză aici, că tu te duci la piață, cumperi aia proaspăt aia de la mămărlan. De la o brânză de oaie bună, adusă de mămărlan. Așa vreau să zic. Și salată proaspăt. La noi nu prea mâncăm salată oameni de acolo. Mâncare care e gătit. De aici am început să mănânci, faci salată, faci din aia.
Și mâncau și brânză, voi, deci. Deci că mi se pare că brânza foarte bună. Este în preferatele tale. Da, da, da. Și ciorba de burta, vă iubesc cu ciorba de burta. Știu că oameni buni, dai acum, că ciorba de burta, știu că nu toată lumea place, dar eu îmi iubesc ciorba de burta. Ce simpatică ești! Ruti, dar ai avut la început tendința să nu încerci când ai auzit, de exemplu, despre ciorba de burtă care burtă? Te-ai gândit vreodată, eu nu vreau să mănânc burtă? Sau când ai mâncat prima dată mici, să-i vezi acolo așa carne tocată, eu nu vreau să mănânc mici sau sarmale? Niciodată am încercat aproape tot, cred. Cred că n-am iertat nimic. chiar am gustat tot. Păi de ciorba de burta când... Nu, ca la noi. Știi că e ciorba de burta e de dinăuntru-un... Da. Da. Și la noi mâncat și oare mâncat în Filipine. Deci, nu chiar la fel în Cambodia, care ai mâncat tot așa, dar la noi mâncam noi, care cel mai și ciudat mâncare. Mai este și ciudat mâncare la noi. Dacă nu se mănâncă la noi, de da, aspect da, e ciudat. Da, e ciudat că e în altă țară, nu prea mănâncă. Și zic eu, pe aici mâncare vostru chiar e proaspăt. E cu din aia, cu miros din aia de roșie care e făcută de, cum să zică, sarmale. Cu aia, cu mici din aia la piat. Cine oare nu îți place aia cu când vezi tu din aia fum din aia? De unde e fumul asta? De fapt, cred că pentru mine că e și mâncare și eu îi place să gătești. Deci, nu doar soțul tău este gurmand, mi se și... pare că și Ruti e gurmand. Da, și eu. Că rest trebuie să nu... Să nu, cum să zic, să nu să pierzi niciodată și soia la mine în casă, mereu am. Da, dar da. Ai putea să-mi spui denumirea mâncării tare preferată de acasă din Filipine? Îmi place adobo, care e cel mai simplu care să faci, adobo, care e cam tucănița la voi de aici. Doar că nu dar tucăniță pui roșii, nu? De la noi cu adobo nu punem roșie. De fapt, punem noi soia, atât soia, dafin și de genul, piper, atât. Și ca un fel de așa. Și cu carne? Da, cu carne de porc, pui se poate, vita se poate și facem și adobo de pește, e ok. Și legumele poate, deci putem să facem așa. Și licion, care din aia de porco foarte mare, când o să fie când Crăciun, sau ziua cum cineva, asta e cu licion din aia care întreg porc și pui la bambus din aia și rotez din asta, bă, deci așa de mare, bă, deci și crocant, ce bun. Deci... Dar condimentele sunt diferite față de ce găsim aici sau ai putea să faci acest preparat în România? Am făcut și aici, dar nu de aia mare porcul, am făcut din aia cam din aia de la burta, da. Belly din aia. Și am făcut și am rulez din aia și am pus ce am găsit aici, ceapă, ce am găsit. Că oricum pui tu ceapa verde și ceapa din aia normal, e deja sare și piper, pang, 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 e gata. Și gata. Deci da. N-ai nevoie de condimentele de acasă ca să fie mâncarea bună. Poți să adaptezi mereu adaptez, și cu ce. Da, am adaptat foarte repede cu mâncare și de ingredientele și de toate. Deci e ok. Și că și voi aici are orez, deci nu mă plâng niciodată, nu am plâns despre orez. Că și acum, cred că eu mănânc numai orez. Dacă nu mănânc într-o săptămână, e ok, nu mă plâng. Sunt alte lucruri. Da, da, da. Ruti, dar am observat atunci când am mâncat la un restaurant asiatic, de obicei orezul este simplu. Da, foarte rar are ceva în el. Un pic de sare și cam atât. Noi facem pilaf cu toate legumele, da, și niște carne. Cum ai văzut lucrul acesta atunci când ai încercat prima dată să mănânci o rețetă de orez românească? Deci știi că e cu pilaf din asta, orez pentru pilaf. Poate și să faci orez care e simplu, doar fierb. Doar că când fierb trebuie să pui puțină apă, nu prea mult, că dacă e prea multă apă, înseamnă să facă pilaf. Că asta este care e foarte sticky și se din asta. Se hidratează da, prea da, mult. Da.
Și pentru mine e ok, e bună, că avem și noi, și avem și noi pilaf ca al nostru, care arată ca un pilaf, că pui și carne. Arată la noi, cheamă arroz caldo, așa îi cheamă. Și mâncam eu dimineața cu ceva orez din aia care fiept o multe, multe apă și după aia pui ce vrei tu, carne de pui sau de genul. Și chiar mâncam noi, ca din asta. Deci... Dar tu cum îl preferi mai mult, așa simplu sau în combinații diverse, așa mai complicat, mai, cu mai multe calorii? Noi, eu care mănânc mai multe din aia fierb. Când faci eu numai cu ceva, să pui legume, când... Nu chiar, e rar cu legumele se duce. Dar aia fiert, atât simplu, asta e... Și pui ceva lângă. Da, și pui lângă carne din aia care am zis adobo și din asta, e deja e... Delicios. E delicioasă, da. Plecăm de aici de la emisiune și cei care ne urmăresc direct la masă. La masă, da. Am vorbit despre atât de multă mâncare încât da. Toată lumea va dori da, să mănânce. Da, faci și o rețetă de asta, pas cu pas. De la... Crăciun, da. Facem Crăciunul cu Rudi exact, și exact. Facem o rețetă da, promit că o fac și o rețetă din asta când să fac eu pas cu pas la Facebook, Instagram sau TikTok, fac și eu din aia pas cu pas, promit oameni buni. Dar în ceea ce privește dulciurile, ești pricepută dulciuri? Și la dulciuri? Îți place să gătești cozonac? Ai învățat să frămânci da. 3 ore albaturi da. Ca e, să faci chiar. Cozonac? Când s-a dus mama, soacra, când nu mai e cu noi, atunci m-am învățat și eu să fac cozonac, așa că... Nevoia te-a da. Învățat. Că, de fapt, soțul meu e place aia când Crăciun, că să are miros din aia, ca mine așa. Vreau și eu să ascult muzica din aia, care e muzica la noi în Filipine când Crăciun. Și el așa vrea să din aia cu miros cozonac în casă când Crăciun. Deci am văzut Crăciunul e cu muzică filipineză și da, cozonac pe masă. Ce, am înțeles, și Crăciun perfect. Da. Și atunci cu cozonac am făcut, cred că de 2 ori deja. Deci am făcut eu de 2 ori. Prima oară n-am făcut așa foarte bine, dar a doua oară a zis soțul meu că e deja e iubire. Asta e minunat. Zic sincer că am făcut cozonac cap-coadă o singură dată, am frământat atât de mult la el, mi-a ieșit foarte bun, dar a doua oară nu o să mai fac, pentru că avem atâta experiență să facă cineva pentru noi, încât am zis că a fost cel mai bun cozonac făcut de mine, dar rămâne ultimul ca să ne-l amintim așa bun. Da, chiar. Nu, nici nu am prea mare talent, recunosc, dar m-am străduit atunci și aș vrea să rămân cu această mea. Păi așa ai zis, că eu din prima oră, dacă nu e din 2 ore, de 3 ore, nu contează, că oricum asta este error, paralang e cuvintele nostru care... Nu, dar n-are nimic. Nu se spune. Da, nu e rău, nu e rău și nu e urât, nu e cuvântul. Nu e jurătură. Da, nu e jurătură, nu. Așa. Ruti, în ultimul timp am avut bucuria că am început această emisiune spunând că ne-ai făcut mândri, să ne mândrim că ești aici de-a noastră petroșăneancă adoptată de Valea Jiului. Ne-am mândrit să te vedem la consacrata emisiune MasterChef. Ai ajuns departe, ești acolo mereu activă și cred că lumea a început să urmărească din ce în ce mai mult performanța ta odată ce au aflat că ești din Petroșani. Poate unii nu știau că ești de aici, însă au avut surpriza da. Să afle acest lucru și să te urmărească mai des și bineînțeles să te susțină. Aș vrea să îmi spui care e povestea participării tale și înscrierii tale la acest show de televiziune la MasterChef. Așa, mulțumesc. Da. Deci cu MasterChef din asta, e prima oară, am văzut pe Instagram. Cineva a scris acolo pe Instagram că ia uite, te înveți, la, când am văzut că MasterChef, m-am zis, ok, aia mare, aia mici, dar am ochii mici, dar mare. Și am zis că, mamă, iubire, uite-te de asta, e adevărat sau asta e, nu știu, că ai ști că multe din aia. Da, așa. Și am zis, mă, eu de citești și tu că ai de la MasterChef, ceva, e de la Pro TV. Și am zis că, iubire, asta e.
Hai că mergem! Și am zis că cred că de aia oameni care a văzut pe mine că postez eu multe mâncare la Instagram, Facebook și TikTok, aia zic că TikTorița din Valea Jiului. Și acolo postam noi mâncare. Și cred că acolo a văzut că eu sunt pasionat și din asta și ai găsit și Doamne ajută și chiar mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut platformă din asta, că uite că am văzut unde. Păi MasterChef, îți dai să... MasterChef, cum am auzit-o, nu pot să cred. E cam pentru... Un vis. Da, e... Nici un vis pentru mine, până acum nu m-am... Nu te-ai gândit la așa ceva niciodată. Da, păi... Și am zis că, uite, aia de care... pasiunea mea, care... Unde am adus, știi? Unde eu? Ce s-a deschid pentru mine? Și am ajuns la MasterChef. Am adus, am fost la castingul care prezentat mâncare și a gustat mâncare și etapa următoare. Și atunci chiar am făcut mâncare care, asta care am zis eu acum, care îmi place mult adobo la noi, care am făcut un twist care cheamă adobo manoc săgăta, atunci am fost. Și pentru că și soțul meu îi place cu ceva lapte de cocos, din orice, și am făcut o adobo cu ceva de lapte de cocos. Combinat și a ieșit foarte bună. Ce ți-au spus șefii? Pentru că uneori nu știm dacă tot ce se vede la televizor e întreaga întâmplare. Și chiar când am văzut șefii, foarte bun. Ce zis? Au știut ce e acolo sau au pus. Dar trebuie să explic eu, că ia uite, asta e poi făcută de lapte de cocos, așa, la la la. Și șefii, dai seama că nu, șefii e de fapt un șefii Soren Bontia, e ceva care el a lucrat undeva, cred că știi cu mâncare mai multe așa și el știe multe mâncare despre noi așa de filipinez. Și Florin la fel. Îi cunoștea produsul, știa. Da, știe din asta, despre asta. E șef Cătălin, e mai așa de tradițional, așa, da. Îi place peștele. Da. Ce te place lui, da. Da, toți trei, nu ai dat că dacă cineva a văzut că am luat numai doi, da, și unul din nou de la șef Cătălin, dar eu sunt e foarte, foarte bucuros că am ajuns și în etapa asta și chiar e acolo e chiar altceva, e de Dumnezeu, să zic eu. Chiar de Dumnezeu. Ah, și na, nu că la aici că mă trimur și din asta, dar acolo e chiar mă trimur. Ai avut emoții când te-ai dus cu preparatul tău în fața păi lor. Da, cum, dacă eu oare cum e oameni, dacă nu îmi place din asta, ce să fac? Ce, nu știu, e... Deci, că și eu în altă țară și altă concurență e de aici, din România. Și am zis că sperăm că cu mâncarea asta, dar am zis eu, ia uite, am pus tot sufletul meu de aici și tot presiunea și bună, da, am pus în farfurie, acum Doamne ajută! Chiar, nu se putea! Da, și chiar e, și fie foarte, și eu, dacă eu sunt bucuros, cred că și eu bucuros, că na, acum eu am adus mâncare cunoscut la noi în Filipine, am adus acolo ca să știe și la, că avem și noi mâncare bună, nu? Na. Cu siguranță, da. Am văzut că sunt multe restaurante cu specific asiatic. Da. Și eu cred că în țara noastră e foarte apreciată mâncarea. Nu știu dacă tu atunci când mergi într-un restaurant asiatic, ți se pare că are gust de Asia, dar noi românii așa o știm. Da, că e de fapt din Asia, este cu ceva, vezi că are mâncare dulce, că noi folosesc fructele, dacă nu e fructe, cu soia sau teriyaki și de aia îți dai seama că asta e din partea Asia. Îți dai seama din start. Da, și cu din aia tăiații de orez, noodles, din aia, tot acolo. Deci sunt câteva lucruri care te trimit direct exact. Cu gândul acolo. Da, te gândești tu că ia uite cum mâncai. Dar eu mă bucur pentru că și are din aia foarte mare
E foarte deschis pentru toate mâncarele și din asta. E profesionist, e, știe despre asta. Și chiar și eu mă bucur că a deschis și ușa pentru mine, că uite cum am ajuns, unde am ajuns și eu. Deci e Doamne ajută! Doamne ajută oricum și de acum înainte. Da. Dar spune-mi, cu ce provocări te-ai confruntat în acest show culinar? Pentru că noi te vedem că ești un om simplu, care își dorește să facă tot ce poate mai bun, care se trezește deodată într-un studio imens de televiziune, cu oameni cunoscuți de la TV și cu mulți alți concurenți pe lângă. Care au fost provocările cele mai mari? E provocare cel mai mare este când intră în, deja în fața șefei și că intră acolo. Bă, deci este cum e? Bă, deci cac pe mine. De frica și de emoții. Bă, deci când eu așa mă stăm și eu, deci, uite. Că e bă, deci așa. Și când intră în sub presiune, bă, deci... Da, deci n-ai cum. E mâncare, nu te joci de mâncare, pentru că trebuie să fii concentrat, că dacă ai blocat, e gata, punk, ce să mai gătesc eu? Ce să pui în farfuria? Și trebuie să ai, uite, eu așa, văd oamenii că eu sunt foarte relaxant și de aia, dar nu, că stai, înăuntru eu sunt deja, vreau să mă ascund undeva, cum să nu mai vezi pe mine. Așa da. E. Și plus că cu siguranță și ceilalți concurenți sunt foarte buni. Există și această presiune, exact. Această presiune a faptului că e o concurență maximă acolo în platou. Și îți dai seama că șefii din asta știe o lume că e foarte bună, e profesionist. Și concurenții, chiar când am văzut-o că, ia uite, chiar asta știi să gătesc, bă, de la casting vezi tu că suntem mult, suntem 2000 sau 1000 și ceva, nu mai știu. Și îți dai seama de nivelul fiecăruia deja când a pus să vezi cam cum lucrează. Da, și rămas 60 și ceva și după aia 20. Deci îți dai seama, pentru mine, Doamne, top 20. Da, top 20, uh-huh. E altceva. Așa și e. Așa că și concurențe, că știi tu că, cum ai zis tu, că e bună, e bună și la bucătărie. Și zic că și altă, cunoscut altă persoană și din aia, cum să te... Poate au și lucrat da, bucătării profesionale, da. Poate au și o vechime mai mare în această meserie, că fiecare vine cu povestea lui și întotdeauna aceste 20 de povești ale voastre diferă. Dar voi ați reușit să legați acolo relații de prietenie sau mai mult sunteți competitori, așa, sunteți competitivi unul cu când celălalt? Când suntem la platou, trebuie să fii tu... Trebuie tu să te gândești că ai farfuria cel mai bun. Asta trebuie tu să te gândești. Și după aia, când ieșim noi afară, suntem bine, râdem, suntem, avem noi legătura, mergem și noi la cafenea, așa, de suntem chiar... Suntem și prieteni, da, după ce se sting camerele la vedet. Chiar am găsit prieteni din emisiunea asta și chiar e oameni foarte... E minunat, e frumos. Deci și eu care... uite, exemplu, eu vorbesc limba română, dar nu chiar așa de bine. E așa, cum am înțeles eu. E foarte bine pentru faptul că vin din Filipine, foarte și bine. Și pentru mine e ok și chiar e bine. Și eu mulțumesc că eu sunt... Și cred că și eu prietenul, dai seama că și eu prietenul. Se vede, cred că se vede pe trece de orice ecran, asta pe chiar al telefonului, al televizorului. Ce vorbești pe mine că ești Se vede oricum. Ruti, dar după ce se încheie show-ul culinar, acum că tu deja ai cunoscut câțiva în bună experiența Bucureștiului, ai ajuns să cunoști și Valea Jiului și să te împrietenești cu această zona noastră. Te vezi întoarsă la București, vezi în continuare să stați aici, să poate să vă deschideți o afacere în această zonă. Părerea mea este că această oportunitate a emisiunii MasterChef va veni și cu propuneri interesante pentru tine odată cu încheierea emisiunii.
Te-ai gândit puțin cam ce ți-ai dori să faci în viitorul apropiat? Că nu putem să vorbim despre termen lung. Doamne știe unde să mergem noi mai departe. Pentru mine, acum, unde am ajuns eu acum, nu vreau să mă vizez așa foarte, foarte sus. Că eu, nu așa vizez eu când mă trezesc dimineața și eu sunt ok, am mâncare și am așa și sănătos, eu sunt bine. Dar acum, dacă e cineva care mă vezi pe mine și are o propunere despre cooking sau din asta, cine deschide, eu intră. Atât. Oriunde. Ori în Petrușan, ori în București, ori în Filipine, oriunde, care oameni care are încredere de mine. Deci te vezi oricum făcând pe eu mai sunt, departe acest lucru, cooking-ul. Da, este open. Cumva meseria pe care ți-o dorești să o faci în continuare, să faci din cooking o meserie. Da, e asta nu cred că e meserie, dar trebuie, vreau să zic că fac și eu din asta pentru că vreau să mă, cum să zic, mai mult încredere de mine, cred că știu eu că pot și vreau și eu să arăt oamenii care, ia uite, mâncarea noastră e bun, voi hotărâ ce vreți să zic. Gustați, da. Și gustați și după aia, și după aia vorbim. Și tăci în ghite. S-a învățat lucruri bune în România. Da, deci eu sunt open din asta despre asta. Cine vrea oportunitate, mă duc eu să încerc. Dar acum deja am încercat. Și acum trebuie doar să meargă lucrurile pe firul. Exact, exact. Deci, Doamne ajută. Chiar eu sunt deschis, da. Open. Pentru ce urmează? Pentru ce urmează. Ruti, exact. Tu și înainte de MasterChef erai deja cunoscută pentru că împreună cu soțul tău Cristi aveți un vlog. Și pe vlogul vostru oamenii puteau, aveți deja câteva mii de urmăritori, oamenii puteau să vadă ce ați mai făcut, inclusiv experiența cu castingul de la MasterChef și cu toate provocările pe care le-ați avut să ajungeți acolo pot fi urmărite pe vlogul vostru. Cum ați pornit acest proiect? Păi noi suntem așa, de fapt a fost pandemia care am început noi, care ia uite, ce facem noi? Păi atunci, îți dai seama, ce facem noi înăuntru în casă? Ce facem? Atunci am început noi, hai să gătim, hai să facem entertainment, să facem oameni, să vedem pe noi cântăm, dansăm, mâncăm, facem mâncare și de asta. Și noi nu știam că deja a crescut foarte mult numărul de followers. Da, Facebook chiar până 23.000 de acum. Și atunci am început noi cu o platformă din asta dar nu doar cooking oameni început noi, am început și amândoi, că mi se pare că oameni îi place să fim noi amândoi, că și ei, dai seama, am și soțul frumos, așa. E foarte curios să vezi o relație între doi oameni cu naționalități diferite, care se și înțeleg puțin limbajului și atunci sunt multe curiozități la mijloc. Dar și când am văzut-o că, păi și asta vorbește limba română, mă zic eu. Și bine. Și bine. Dar și asta cel mai curios când că oameni că nu se aude, păi nici asta chiar vorbește limba română, adică e românca noastră. Când o să, de câți ani aici, că mai știi din ea întrebare de acolo, e, mai știi din ea hitere, dar cu hitere n-avem noi. Și atunci acolo am început oameni să iubești pe noi, așa că până acum, ia uite cu MasterChef din asta, și oamenii acolo, deja știau. E alături de mine și chiar mulțumesc din suflet care chiar până acum e cu noi. Dar deci, atunci îți mai pun întrebări vis-a-vis de rețetele pe care le făceai, tot ce ține de cooking, Ruti, ce ai folosit aici, nu găsesc ingredientul ăsta. Da, mai este de aia care întreabă, trebuie noi cu pas din aia, dar încă n-am făcut din aia. Mai explic eu, uite, asta acolo am fost.
Dar n-am făcut așa chiar pas cu pas așa. Da, în curând o facem și noi din asta, pas cu pas rețeta, de la, din tot platformul din nostru de Facebook, Instagram și TikTok, e TikTok-riță din Vălejului, Ruti Cusăr. Deci e deja un statut. Da. Deci atunci trebuie noi să facem din asta, că sigur că oamenii place. Uite, care am gătit la Masterchef, trebuie eu să fac pas cu pas, că să avem noi... că oamenii îi place și să gătesc altă mâncare, cred. Da, e o curiozitate și da. Ai tendința să încerci, să vezi oare mie exact. Miese ca la rut, nu miese. Deci atunci de acolo am început noi cu toate platformele din asta, chiar e... n-avem noi monetizare, dar e ok. De acum ne ajută să fie da, și... Da, da, da. Deci dacă mai multe, dacă abonați mai multe... Hai să le transmitem celor de acasă. Unde vă pot urmări? Spune-le tu cum se numesc paginile voastre. Deci, oameni buni, abonați-vă. The Cusize. Asta este YouTube-ul nostru. Te rog să abonați, că e gratis. Deci avem noi YouTube care The Cusize, asta e numele YouTube-ul nostru. Și Instagram-ul nostru este Ruti Cusai și Facebook e Ruti Cusai. Deci Ruti Cusai, pang, 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 scrie acolo, scuze, Ruti Cusai și acolo găsesc toate platformele nostru. Subscribe și follow la tot. Da. Subscribe, follow, share and heart. Vă spun și eu cum se scrie K-U-S-Z-A-I. Așa corect, poate. Da, asta e poate corect. Este un pic mai complicat pentru Ruti, dar merită să-i urmăriți. Materialele lor sunt foarte funny, așa cum o vedeți pe Ruti, că este plină de viață și foarte pozitivă. Poate schimba vibe-ul unei zile în care nu vă simțiți tocmai bine. Mă mai interesează dacă ai reușit să te acomodezi cu acest statut de persoană publică, dacă lumea te mai abordează pe stradă să te întrebe, Ruti, ești chiar tu cea de la televizor sau ești chiar tu, te urmăresc pe TikTok sau te urmăresc pe platformele sociale, ai avut astfel de întâmplări sau să scrie mesaje? Pentru că de foarte multe ori în mediul online începe totul cu mesaje și apoi pe stradă. Deci aia pe stradă chiar deja a început atunci și doar eu mi-e rușine să zic că da, eu sunt aia de... Păi dai seama că de filipineză care face TikTok din aia care și te-am văzut pe TikTok sau pe ea și pe... Da, eu sunt, și atunci, și acum, și asta, și în București mă știți și pe mine, și eu mi-e rușine, nu știu, dar mi-e rușine. Încă nu sunt așa de... familiarizată da. Mai mult când se zică, vreau să fac o poză cu tine, vai, deci așa cred că mă sare inima. Cum să nu? Vino! Da, haideți! Da, deci... Eu deja încă n-am așa curaj de sau n-am așa de oameni care îi place de, pentru că eu n-am obișnuit aia care să zic că tu ești, dar eu mă rușine de asta, da? O să fie nevoie de puțin timp să treci peste toate acestea și dar să nu ajungi să refuzi fotografiile, da? Deci să 5 lei. Nu refuz. Cine vrea, facem o poză. Chiar asta e it's my honor. Yeah, it's my honor. Chiar o mulțumesc că dacă nu e despre oameni care chiar abonați sau urmăritorul nostru, nu am ajuns noi pe platformă de Instagram și de aia și a găsit și Masterchef de mine, știi? Deci atunci, cine oare am adus pe mine acum? Oameni. Exact, oameni, așa e. Chiar vă mulțumesc foarte mult. Ce frumos. Bravo. Ruti, dar ai tăi de acasă, din Filipine, ei ce părere au despre această parte a ta de persoană publică, despre faptul că ești la un show de televiziune, la o televiziune națională, despre faptul că ești tiktokărița din Valea Jiului? Ei au astfel de pasiuni să urmărească în modul online evoluția ta
sau doar le-ai povestit despre ea? Deci am povestit acolo ai mei, am povestit că uite, avem emisiune din asta de aici Masterchef Românie, știi, asta e Masterchef Românie. Nu e. Și zic că mama mie e băiște, bucurie. Păi doar că aici e mare problema când trimitem, uite, pe link-ul din asta pe YouTube, să zic că păi am deschis, nu putem noi să deschidem. Și dacă e deschidem, nu ne înțelegem ce ai zis tu acolo, că e numărul că e română, da. Da, deci trebuie să facem noi, dar oricum are din aia de traducere acolo pe caption din aia, dar nu cum trebuie, știi? Da. Și e măcar faptul că te văd, da, că văd asta, că ești da. Acolo, că își dau seama da. Că e într-un studio de deși televiziune. Deși e foarte mandru, foarte mandru mama și tată și sora și frați și aici tata, socru. Stai seama că și soțul meu, da, așa că e mandru de mine și eu mandru de mine că am ajuns și pe... și, așa departe. Da, așa un pic mai departe. Da, e foarte departe unde ai ajuns, Ruti, mai ales da. Că așa cum ai spus, niciodată n-ai avut pretenții foarte mari, te-ai mulțumit cu foarte puțin și asta e o calitate umană foarte importantă. Cred că te face om mai bun să fii așa și să nu-ți dorești foarte multe de la viață și viața să te surprindă că îți oferă mai mult decât te-ai așteptat. Eu sper că ceea ce urmează în show-ul Masterchef să vină pentru tine numai cu premii bune, să suntem toți cei din Valea Jiului aici să te susținem și dacă mai erau oameni care nu știau că avem o concurentă la Masterchef de aici din Petroșani, află acum și te susținem toți, cum ar fi să nu fim alături de tine. O încurajăm pe Ruti și pe rețelele sociale și peste tot unde putem și prin simplu fapt că putem urmări emisiunea, să fim acolo cu sufletul, să simți energia care vine de acasă. Deci vă mulțumesc foarte mult, Oana, și chiar e chiar unde am ajuns și acum și de aici cu tine, chiar e. Eu mulțumesc foarte mult, că na, e... nici eu invest, nici la mine, nici pe asta de acum, chiar e mulțumit din tot sufletul, așa frumos, frumos, foarte frumos, foarte frumos ce s-a întâmplat acum. Nu doresc mai mult, hai să câștigi. Da, că asta da, avem nevoie. Întotdeauna da. Este și considerentul da. Financiar. Da, că bucuria de bucurie, exact. De bucuria și important. Din aia care știu eu că asta îmi place să fac. Deci atunci și oameni care mereu lângă mine și soțul meu care mereu lângă mine, și dreaptă, stânga, spate, exact. Față. Da, da, și, da. Și familia, și prietene, și... și voi oameni care din acasă, care mă urmăresc chiar și foarte, foarte mulțumesc din tot sufletul. N-am alte cuvinte, nu știu ce să mai zic mai sunt mult. Sunt suficiente da. Cuvintele și mă bucur că simți toată această energie a celor care sunt alături de tine și că aceste lucruri te fac atât de bucuroasă și de fericită. Sper să vină în continuare doar energie bună către tine. Pentru că s-a dovedit de multe ori că această comunitate a Văii Jiului este strânsă atunci când trebuie da. Și iată, avem din nou un motiv să fim alături de tine și să te susținem, pentru că nu e puțin ceea ce ai reușit până da. În acest punct să faci. Dar toate astea pentru o porție de mâncare. Nu am făcut rușinile Văii Jiului, da? Nu, niciun caz, din contră. Ne-ai făcut mândri pe toți și... Mă bucur că avem o reprezentantă a noastră, chiar dacă nu te-ai născut în Valea Jiului, faptul că este casa ta aici și familia și toți, sau nu toți, majoritatea dintre cei dragi sunt de aici, te face să fii și tu din această familie a Văii Jiului. Ruti, îți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp și că ai reușit să vii astăzi alături de mine. Știm amândouă că a fost un pic complicat pentru că este o perioadă aglomerată în programul tău, dar mă bucur că am reușit să ne vedem.
să te cunoaștem așa cum ești tu și să putem să îți oferim cuvinte de încurajare pentru ce urmează în show-ul MasterChef. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Oana. Mulțumesc, chiar mulțumesc din tot sufletul pentru emisiunea, pentru emisiunea asta, pentru întâlnirea de întâlnire, care m-am da, și chiar sperăm să tot înainte, așa, bună. Nu doar pentru mine și pentru toată lumea. Să fim sănătos. Doamne ajută și mulțumesc foarte, foarte mult. Vrajului. Filipine? Super. Da. Mulțumim, Ruti, încă o dată. Mulțumim. Dragilor, mulțumim că a stat alături de noi până la final. Sper că ați plăcut-o și voi pe Ruti, așa cum este ea, un om pozitiv și plin de energie bună, lucru care sigur va trece și de ecrane și va ajunge în casele voastre, exact așa cum am simțit noi astăzi în studio. Ce pot să vă spun mai departe este să o susțineți și să o încurajați, să fiți alături de ea, urmărind The Q-Size, așa cum v-a spus și ea, pe toate rețelele sociale, să vedeți acolo parcursul ei și tot ce mai face, ce mai gătește, pe unde mai merge, putem să o urmărim cu toții pentru că este un om frumos. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți parte de zile minunate. Ne revedem aici luni la ora 18:30, pentru că eu voi fi din nou alături de voi, croită pe povești. La revedere!